Sectorul apicol este unul dintre cele mai vulnerabile din agricultură, fie doar dacă avem în vedere fenomenele meteorologice extreme, invadarea pieței europene cu produse meliferice falsificate sau utilizarea de multe ori irațională a pesticidelor. În condițiile în care 84% din speciile de plante și 76% din producția alimentară din Europa depinde de polenizarea efectuată de albine, avem dimensiunea exactă a importanței acestui sector nu doar pentru agricultură, ci pentru întreaga lume. Tocmai din acest motiv, europarlamentarul sălăjan Daniel Buda susține ferm că viitoarea politică agricolă comună trebuie să vină cu soluții urgente și concrete pentru sprijinirea apicultorilor. Daniel Buda și-a susținut punctul de vedere în cadrul unui eveniment dedicat sectorului apicol din Uniunea Europeană, Săptămâna Europeană a Albinelor, care a avut loc în perioada 26-28 iunie la Bruxelles. Astăzi am plăcerea să am invitați alături de mine reprezentanța ai sectorului apicol din România, care participă la un eveniment la nivel european, unde se vor dezbate problemele care nu sunt puține legate de sectorul agricol și în principal sectorul apicol, nu doar sectorul agricol, dar nu întâmplător am spus și agricol și apicol, pentru că este important să se înțeleagă că cele două sectoare au nevoie unul de celălalt. Nu poți să faci agricultură performantă fără să ai un sector apicol extrem de puternic, pentru că, așa cum am mai spus de-a lungul timpului, trebuie să se înțeleagă că principala producție a albinelor nu este mierea, ci este polenizarea. Polenizarea care asigură până la urmă performanța agricolă. Dar îi las pe invitații mei să spună domniile lor care este rostul prezenței lor aici în Parlamentul European, ce așteptări au și în același timp să văd și eu în ce măsură pot să vin în sprijinirea acestui sector, pentru că este un sector care, repet, constituie pentru noi o preocupare majoră la nivelul Parlamentului European. În primul rând, Mircea Ciocan, sunt președintele Federației RomApis, a apicultorilor. Aș dori să vă mulțumim în primul rând pentru facilitatea pe care ne-ați oferit-o de a participa la acest minunat eveniment, Săptămâna Albinei la Bruxelles. Este un eveniment care reunește marile personalități ale apiculturii din Europa și pentru noi, pentru că am putut participa într-un număr atât de mare, va fi un bun prilej de a disemina informațiile acumulate aici. Aș dori să completez ceea ce a spus dumneavoastră și este foarte important să schimbăm această percepție și la noi acasă, în sensul că cele două sectoare, sectorul apicol și cel agricol, nu sunt două sectoare concurente, așa cum din păcate în mod fals se interpretează sau se percepe. Ele sunt două sectoare complementare. Una fără cealaltă nu pot exista. Ele, dacă doriți, sunt condamnate să existe împreună și vor exista câtă vreme va exista una, va exista și cealaltă. Cu una dată să reușească.